Oh, hai să un moment bun. Eu sunt Electro și astăzi vreau să vă spun ceva. Astăzi o să văd câte chestii ce nu puteți să faceți cu paper. Paper este o cirafă care e ca un bo, ca Star Power-ul lui Bo. Dacă știți primul Star Power-ul lui Bro, a jucat puțin, dar în continuu tot pierd. De-abia aștept să-mi îl dea pe Phoenix. Nix e tare, e logic e tare, dar chiar vreau să fac asta. Vreau să vedem cum se jucați cu Nix. Chiar Nix-i... O să mă duc în casă, sper să fie ceva. Oh, nu. Oh, nu. Deci, chiar asta e de greu de jucat. Uitați cum unde se vede, deci. Așa, dă. Din păcate, n-ai o șansă să fugi. Pentru că asta nu ai o șansă să fugi. Bine că ultimata lui face asta. Și e groaznic, logic. Deci, nu puteți să jucați. Paper Logic e o carte foarte grea de jucat și foarte era deci ce trebuie ce? Ne dă bănuț. Poate o să ne pice ceva aici. Deci aici o să ne dăie așa. Controller. Abia 15 plăci îl bagă. Deci îs la panda deja și nu mi-a picat nimic. Nu mi-a picat paper. Ăștia doi mi-a picat. Nix nu mi-a picat și nici asta. Jocul este foarte tare. O să facem și serie, dar imediat o să facem live, nu știu când, dar atât a fost pentru acest videoclip. Azi doar să vă spun să vă jucați cu Paper. Paper nu e o carte bună, dar aceste trei cărți sunt foarte bune, mai ales Gorila.